Laurențiu Șchiopu de la Festul România și suntem astăzi aici împreună cu partenerul nostru Dani Brum la un client final pe Valea Troșului într-o locație foarte frumoasă. Astăzi o să prezint noul circular TKS 80 de la Festul. Este o noutate absolută de la Festul și din prisma faptului că este o mașină complet nouă. Numele îi spune TKS 80, faptul că înălțimea de tăiere este de 80 de milimetri. La Festul mai avem încă două ferăstraie circulare cu masă, CS50 și CS70, la fel în denumirea produsului 50 sau 70 ne dă înălțimea de tăiere. O altă noutate absolută și ce aduce nou acest circular este tehnologia SoStop. Vorbim de protecție împotriva accidentărilor. Este o tehnologie nouă pe circularele cu masă, dar pentru prima dată în Europa pentru acest tip de circulare. O să încep prin a spune doar că conform unor statistici, în jur de 4.000 de accidentări se întâmplă anual în folosirea circularelor și aproximativ 26% dintre persoanele care se accidentează nu mai revin în muncă. Asta a fost unul dintre motivele pentru care Festul a ales să folosească această tehnologie de protecție și de protejare a degetelor pe această mașină nouă. O să încep prin a prezenta produsul. Revin asupra denumirii TKS 80. Este disponibil și în România. Poate fi comandat la partenerii noștri de la Dani Brum. Eu o să vă dau multe detalii de preț. Este disponibil și pentru a fi testat. Eu și cu colegul meu avem disponibilitatea de a testa la sediul clientului final. Avem două variante de produs. Aceasta este varianta set, care pe lângă circularul propriu-zis mai vine cu o masă laterală, vine cu o masă culisantă și această masă de sprijin din spatele circularului pe care eu nu o să o folosesc și ai posibilitatea foarte ușor să o aliez și putem să o lăsăm ușor fără să ne mai deranjeze. Circularul, după cum puteți vedea, o să invit pe colegul Dana Dani Brum să filmeze zona din fața sau zona de unde se operează circularul. Acest devier se reglează înălțimea de tăiere, dar nu numai înălțimea de tăiere, o să reglezi și unghiul de tăiere, acționând această manivelă, vedeți, se deplasează și pentru prima dată, ca element de noutate, majoritatea pânzelor de circular se înclină în dreapta, această pânză se înclină în stânga și o să vedeți și de ce, o să vă povestesc mai încolo și de ce. Ea se deplasează până la 45 de grade, dar odată ajuns la 45, ai posibilitatea, aici este un plus minus, în care trebuie să mai deplasez 2 grade, este valabil și pentru 0, poziția 0, care deplasez, deci acum la 0, dacă vreau minus 1 sau minus 2 grade. La fel, felul acesta se acționează înălțimea. Înălțimea maximă de tăiere este de 80 de milimetri
cum spuneam mai devreme, pentru utilizare în Europa suntem obligați de legislație să folosim această protecție pentru a nu exista accidente. Cum vedeți, masa culisantă. Aici vine cu un suport în care poate să mă ajute să tai și la unghi. Am posibilitatea să deplasez dacă am doresc să tai la 30 de grade. Am setat 30 de grade și evident o să deplasez cât mai aproape de lamă, dar întotdeauna trebuie să fiu foarte atent să nu ating lama. Am posibilitatea să o pun chiar și la 90 de grade și poate funcționa la fel de bine ca un limitator paralel. Sunt foarte multe reglaje, evident, pe care le poți face. Zero. La fel, acest limitator lateral sau limitator pentru tăiere cu unghi, el vine cu varianta standard. Dacă comanzi varianta simplă, fără extensii laterale și fără acest limitator, circularul vine cu acest limitator lateral, care le ajutește la tăierea unghi. Notarea față de CS50 și CS70 este că el vine cu niște lumeți și ai posibilitatea să îl deplasezi în cazul în care, evident, această extensie nu există, pentru că cum arată varianta simplă, ai posibilitatea să folosești și ca un fel de masă culisantă, ca să spun așa. Dar detaliul cel mai important legat de acest circular, evident, este tehnologia software. Și astăzi o să facem și o demonstrație. O să facem o tăiere anulând senzorul de software și apoi o să facem și o tăiere cu senzorul software pornit. O să folosim un cremuș și o să vedeți rapiditatea prin care pânza se retrage când o să fie distrusă, dar protejează degetele. Noi o să ne imaginăm că degetele noastre sunt cremuri respectiv. O să clienții noștri din România îl folosesc mare parte din ei la repesări de fie lemn, fie derivate din lemn tăiat sau de fapt hai să începem chiar și la efectiv pentru că acest circular poate să facă o tăiere foarte bună chiar și în val. Unul dintre detaliile acestui circular în zona asta, în momentul în care dinții pânzei de circular iasă din material, există o protecție împotriva pașchilor. E un consumabil din plastic care, în momentul în care pânza se ridică, el este tăiat de pânză și care
necesită a fi schimbat în momentul în care schimbi pânza sau ai făcut o tăiere la... La unghi? Am putea să facem... De fapt, hai să începem efectiv. O să las masa cu lisantă pe parte. Am pregătit aici o bucată de material și o să rog să vină în zona asta să filmeze panoul de comandă. Aici este butonul de pornit. Ce trebuie să știe clienții noștri că la festul pe toate mașinile, culoarea verde, culoarea festul, întotdeauna indică ceva sau face ceva, efectiv, când apește. Aici avem butonul de pornire, butonul de start, butonul de unde oprim funcția sau stop și aici este butonul de stop. Deci în momentul în care aici s-a pornit, acum pornim mașina. Ca să verific dacă materialul pe care îl tai este sensibil, este conductor și, nu știu, am îndoială că există posibilitatea ca accidental să mi se declanșeze, o să verific înainte. Deci în momentul în care am atins lama cu lemnul, nu s-a întâmplat nimic, dar în momentul în care ating lama cu frângul sau cu degetul, îmi semnalizează că este un material conductor și dacă vreau să tai materialul ăsta, o să trebuiască să dezactivez funcția. Ca să dezactivez funcția, o să trebuiască să țin apăsat. Verde, infecte, și spune că funcția este dezactivată. În momentul ăsta, dacă eu o să merg să stai trendul, o să pot să scurtați. Pentru că funcția este dezactivată și nu o să tăiat. În momentul în care am apăsat butonul de stop, circularul a revenit la funcția lui standard, în care este tehnologia sau stop este automat pornită. Acum, dacă o să mai încerc încă o dată să fac o tăiere, lama o să detecteze faptul că intră în contact cu un material conductor și o să, evident, se retrage în 5 milisecunde și în felul ăsta protejează de tot. Este mai rapid decât RBD. Așa, element de montat, avem și acest limitator paralel, care este o variantă îmbunătățită. El se poate deplasa inclusiv pe masa interesantă. Aici avem o riglă gradată. Evident, în momentul în care, după ce a fost regulată aici, o să trebuiască regulată un pic ca și stată. Este un limitator paralel de o precizie foarte bună. Are mai multe blocaje. Aici blochează față-spate. Aici este încă un blocaj și apoi alt blocaj. În momentul în care vreau să fac un reglaj foarte fin, deblochez și acum am putut să filmez. Acesta a rămas blocat și el se deplasează foarte puțin, exact pe dimensiunea
de care am nevoie. Am ajuns. Blochez. Blochez. Este foarte, foarte fix. Este dintr-un material foarte bun, care ajută și la alunecarea materialului pe care îl debitez pe circular. La fel, acest limitator paralel, care poate fi folosit pe toate laturile mesei. Acum am vins în partea asta, am posibilitatea să prind și aici. Sau pot să-l prind în partea asta sau unde am acest standard de prindere de la fel, pe care se permite și pe mesele de mese. Dar în momentul în care am masa asta cu distanță, cel mai des se folosește aici. Pentru că, evident, care ajută să face multiple. Aici există două bolțuri de fixare, asta se pot muta, evident, se deșurubează și poți să rămâneți să modifici exact cum ai nevoie să faci pe ea. Există o distanță maximă pe care poți să-l aduci aici, evident, putem să calculăm exact cât se poate deplasa în spate ca lățimea materialului bucăților pe care vrei să le tai. Ok. Cred că este momentul să facem și demonstrația cu tehnologia SoftStop și ce înseamnă protecție împotriva degetele. Această mașină de la Festool, ca și toate celelalte mașini, vine cu asigurare all-inclusiv. Ce înseamnă asigurare all-inclusiv? Are 4 părți. Vorbim de o garanție de 3 ani. Clientul final o să trebuiască să-și înregistreze mașina pentru a primi încă 2 ani extra garanție, care este și o protecție împotriva costurilor. Ce înseamnă protecție împotriva costurilor? Reparații gratuite în ăștia 3 ani, inclusiv pentru consumabile pe care alți producătorii nu le includ în garanție. Vorbim de perii de cărbune sau poate anumiți rulmenți sau elemente consumabile. Un alt element important este asigurarea antifurt. O singură dată în acești 3 ani, mașina se înlocuiește în cazul în care a fost furată, evident, contra unei taxe nu foarte mari. Festool garantează pentru mașinile produse că timp de 10 ani, de când a fost produsă mașina, noi o să producem piese de schimb pentru mașina respectivă. Și un alt lucru pe care noi îl oferim în plus față de competitorii din piață, un client care a cumpărat o mașină Festool are 7 zile posibilitatea de a primi bani înapoi. Nu trebuie niciun motiv anume, efectiv poate mașina nu îi se potrivește sau nu face, s-a ridicat așteptările pe care le are clientul. Astea sunt cele 4 elemente ale garanției inclusiv. În plus, mai sunt niște servicii pe care Festool le folosește, evident, serviciul de montaj, în cazul în care asistență la montaj, eu sau colegul meu putem să ne deplasăm la adresa clientului și să-l ajutăm la montaj și, evident, training cu mașina respectivă pentru cine o să opereze mașina respectivă. Astea sunt serviciile care vin la pachet cu produsele Festool. Ok, acum o să facem testul mult așteptat. O să simulăm o plăiere, același trenguști,
Acum este, așteptăm un pic să sistemul se verifice că totul este în regulă. Pe această parte și se vede aici în urmă. Am scăpat nevătămați, o să trebuiască, evident, să schimbăm gânza care este evident distrusă, o gânză nouă și să lovim și cartușul. Când nu declaram nevoie, sunt aici, în partea asta, dacă vrei să... Așa arată mecanismul care i-a protejat. Care pornim, ea verifică dacă totul este în regulă. Acum verifică toți parametrii, dacă totul a fost montat corect. Marian de la Sil Margut, din satul Căluci, de pe Valea Trotușului, pentru că ne-a primit astăzi aici și pentru că este interesat de produsele noastre. El este client Dani Drum, a funcționat mai multe utilaje prin proiecte și aș vrea să-l întreb care este motivul pentru care s-a îndreptat și către circularul TKS-ul. Așa, în primul rând vă mulțumesc că mi-ați dat onoarea să vă vorbesc. Și ce aș putea spune? Părinte, vreau să lăsăm mutilașele date pe program, dar sunt mutilașele mari, robuste, care pot să dă mâncare și mi se părea ideal pentru cercul respectiv, la mutaș, pe trei. Faptul că puteți să le împachetați, da, 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 și... Chiar, un volum foarte mic, unii cum împachetez, mi se pare un cercul foarte mic. Părinte, că e putere, mi se părere, că e putere de precizie. Și faptul că arește din mutilașul ăsta, tot este un... Siguranță,
Am fost pe cineva care are un deget. Da, a parcat patru meu, trei, de acolo. Da, trei, am înțeles. Deci, da. Un pic. Nu am avut nimeni până acum. Am fost fan Festul și fan Festul de mult, dar... Sper că... Mă dăm seama la prieteni cu tot de la Festul. Și vă mulțumesc că mi-ați dat și mie ocazia să facem o demonstrație și filmarea pe care am făcut-o aici să împărtășim și către alții potențiale. Cu mare drag, mă așteptăm și în viitor să se fie toată partea și vom vine la producție aici, că nu uitam să fie filmarea de interesantă. Vă urăm succes și vă stăm la dispoziție aici de la Festul cu orice întrebări sau orice soluție aveți nevoie de un partea. Vă urmă și să vă mulțumesc!